Salut! Mă gândeam să încerc astăzi să pescuez din nou ultimii doi boși de pe presa del Monte Bravo. Dacă tot am schimbat momelele și tot echipamentul pentru pești mici, mai încerc o dată cu echipamentul ăsta pe presa del Monte Bravo. Verific din nou ce pești am pierduți. 318-29 în cazul în care mai bagă. Din ei la pești pierduți. Opa! Dar nu e nimeni în multiplayer. Oricum nu stăteam. Trebuie aici. Ultimii doi, mă. Hai, mă, pe ultimii doi să vedem dacă îl iau. Îi dau de la 7 dimineața, dar îi dau să treacă în timp real. În timp real, fără timp, tot la 10 pești, dacă reușesc să iau. Aplicăm setările și dăm start. Hai să vedem ce reușesc să iau cu echipamentul ăsta. Cu ce momele am acum pus să bag, să mă bag aici și să vin până aici. Sau să mă bag pe partea asta. Aș încerca să mă bag aici. Hai că mă bag aici atunci. Deci în față la dreapta. Repede, repede, repede. A, tocmai în față acolo. Că pe aici nu am, nu? Dacă mi-am amintesc bine, decât în colțul ăsta pot să mă instalez. Scot ăla. Ia să văd, mă, dacă reușesc să fac ceva. Bun, și pe aici avem și cerculețe, ia uite-le. Teancul de cerculețe. Suntem pentru nămol, da? Aici avem nămol. Momeală vie. Dacă am cerculețe pe lângă mine, mă bag pe lângă mine. Uite, dau chiar acolo. Să vedem dacă reușesc. Bă, am și lângă mine în dreapta. E bine, e bine. O las jos. Și sărituri. Uite, mai aici chiar e activitate, nu ca în partea cealaltă. Dau iar lângă mine tot așa pentru nămol. Nu știu, bă, am dat prea tare. Hai, n-are nimic, o trag spre mine. Atât. Și aș vrea să dau pe pietriș, dacă mi-aduc aminte bine. Ar fi pietriș chiar în față. 300 de pietriș cu boabă. Dar vreau să văd ce e în partea asta aici. Ce am în partea asta? E pietriș. Maxim. Și avem... Nu e pietriș, e nămol. Nu? Vine mult, mă, pe aici. Vine, o iau. Dau în față atunci. Opa, nu mai dau. Resetează. 2. 10 pești, da? Hai să te văd. Ce ești? O fi pește mic? Sau e tot unul de ăsta mare? Sunt curios dacă funcționează diferit, mă. Echipamentul pe lacul ăsta. Să fie așa mulți pești de aia mari, să prind numai crab cu echipamentul ăsta, cu momelele astea, momeala și acul combinate, exact cum recomandă ei. Să fie oare de, în funcție de ce pești sunt pe lac. Hai că a luat și unul. Băi, merge repede treaba, mă, după 2 minute. Uite, mă, să țin minte, 318, da? Să văd dacă mi-l bagă pe ăla ca pește pierdut. Aveam 318, hai să vedem. Că n-am pus una pe undiță. Bă, dar de ce nu mi-l dăm, mă? Îl ține mult. Gata. Ia. Ce, e crap? Da, e crap. E crap și ăsta. Hai să mai încercăm din nou lângă mine. Las-o jos, uite că avem și în dreapta niște cerculețe, dar o fi crab, mă, la cerculețele astea. Trebuie, am zis că îl dau în față, undeva pe pietriș. Poate pietriș în, pietriș în partea asta? Iam. Și o trag încet spre mine, dacă e prea departe. Băi, mă, lua, și atât am dat până acolo. Uite, mă, avem pietriș. Hai că mi-amintesc bine, pietriș pe partea aia. La unul mișcase ceva, hai că iau unul și-l țin în mână. Poate vine ceva. Să-l mai trag puțin. Nu vine nimic, a luat-o doiul, mă. A luat-o doiul, hai repede cu doiul. Așa. Și treiul. Nu, unu. Uite-mă că dacă îl mișc, are efect.
Dacă îl mișc, are efect. Sau nu fi din cauza că am mișcat eu. Pur și simplu trage că așa s-a întâmplat acum. Vin mai greu. Ăștia din... Peștii din lacul ăsta parcă vin mai greu. Nu vin la fel de repede. Nu? A mea impresia că mi-e dă mai greu. Că ăsta e lângă mine și nu vine. Al doilea pește și merge repede pe unul. Și ăsta. Crap, foarte mic. Băi, e foarte mic, mă, și mi l-a dat așa greu. Ăsta se duce în sus, liniștit. Dar iau eu repede. A, e mic, nu, pa, nu. E mic. 318 cu 29. Să nu uit să verific dacă mi l-a băgat pe ăla la pești pierduți. Vine, mă, repede. Hai că parcă vine. Vine? Vine foarte repede. Foarte repede. Așa, dă-l. Ar mai ține aici la margine. Mă mai ține cu el aici, băi. Hai mă, dă-l odată. Eu continui să apăs pe E, dar... Hai, gata, l-a dat. Și era super tare să fie avut ceva mișcare și la 3, dar uite că nu sare nimic. Pește mic, bun. Dar mi-e trebuie roace aici. Îmi trebuie babușca, babușca îmi trebuie mie aici. Nu sarem nimic. A, am pietriș chiar în față. Bine, hai că încerc cu pietriș. Cu doiul. Dacă tot am pietriș, dar o să mi-o mute. O bag degeaba pietrișul. Că o mută. O aduce curentul cum o aduce și pe unul lângă mine. Uite mă, e la 3, gata? Sau la 1? Pietriș, rămâi pe pietriș. Dacă o fi rămas. 3-ul, gata mă, a venit și el. Pietriș, hai să vedem ce am aici. La pietriș, pare foarte mic, îmi trebuie foarte mic. Aici suntem pentru aia ultimii doi boși, ăștia trebuie să fie foarte mici. E babușcă, e roace. Roace. Ăla e foarte mic. Bine. Am circulță și prin dreapta pe aici. Dar circulețele ar putea să fie numai craft. Și eu nu vreau craft, eu vreau... A luat-o care, mă? Unu? Unu s-a dus. Deci am mai multă activitate aici lângă margine. Problema e că nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie, n-am noroc nici azi pentru lacul ăsta, mă. Nici cu echipamentul ăsta n-am noroc. Nu vrea, că nu vrea, nu vrea. Hai repede pe unul. Crab. Bă, dar numai crab, mă. Am luat o... Ia, o plătică, un bream și atât. După 7 minute. Bă, cum a ajuns mă ăsta stânga? E mic ăsta, nu? Opa, nu, nu, nu e chiar mic. Nu e mic. Că îmi pune prea multă tensiune pe fir. Nu iau mă boss nici azi. Pe lacul ăsta. Să n-am absolut noroc deloc. Bă, dar deloc să n-am noroc? Cât e, mă? A treia zi, a patra zi la rând? A cincea zi sau a patra zi? Când n-am reușit să iau un boss? Nu mi-l dă, mă, nu vrea să mai vină. Uite cum sar și pe, prin stânga, pe sus. Și în dreapta am sărituri, dar cred că e numai crap. Ia că văd ceva, nu știu ce să zic. Parcă să zic că nu e... Nu e de-asta roaci. E mare. Peste 2 kg. Lejer. Nici nu vrea să mi-l dea. A, mi l-a dat până la urmă. Și avem... Ce avem? Ce avem, mă? Crap. 10 kg, mă? Și atâta mă ții cu el? 5 pești. Am luat jumate din peștii care vreau să-i prind. Și... Uite-mă că sare în partea aia. Nu dau eu acolo. Da, am pietriș. Am reglajul pentru pietriș. Fac și momeală.
Și n-am pietre și acolo? Am pietre și acolo, dar vreau unde a sări. Mhm, unde a sărit e mai mult. Am aici spre mine pietriș, perfect. Bine, las-o acolo, nu știu, poate să mișcăm mai spre el. Care era 3. Bă, stai mă că 3-ul... 3-ul e pentru pietriș, aveam impresia că aveam 3-ul. 3-ul e la pietriș. 1 e la nămol, am dat prea tare. Mult prea tare. Până în margine m-am dus cu ea. Și n-am pietriș pe acolo. Nămol, hai la nămol. Hai la nămol, hai la pietriș, nu la nămol. Unul trebuie să-l bag pe nămol. Unul era pentru nămol. Hai lângă mine aici. Tot crap vine, mă, e plin de crap aici. Doi, un nimic. Absolut nimic. Nu vrea. Ce am? Am la 1. A, dar nu-mi zice pentru ce e, zice doar denumirea la el. A, deci 2-ul e pietriș, 2-ul e pietriș și 3-ul e pietriș. 2 e tot pietriș, mă. Și unde l-am lăsat? L-am lăsat lângă mine. Nu e bine. O luăm de aici și mă bag cu ea în față. Hai să vedem cât de departe pot să o dau. Nu. Cât de departe pot să o dau și să o las mai departe. Uite pe pietriș. Și văd că la circulație nu iau decât craft, nu are rost să mă mai concentrez pe ele. Bun, și iau încet. Avem pietriș mai pe departe. Gata, am tras prea mult. Bun, îl lăsăm acolo. Pietriș. Avem pietriș acolo. Bă, și câte circulații am pe aici, mă, numai crap. Trebuie tot cu pietriș, văd că nu mișcă nimic. Sau se mișcă. A, nu e pietriș, s-a mișcat. S-a mișcat la 3. Pietriș chiar aici. Pietriș chiar aici, dar nu am mișcare deloc. S-au calmat, mă, am rămas în 5 pești. Uite, mă, când... Băi, 2, mă, la 1, de 2 ori. 2-ul. 2-ul. Bun. Deci ar trebui să am... Cât mă, 320? Ia, bă, e boss. E mic ăsta. E foarte mic. Poate am o șansă să fie babușcă. Băi, cât de mic e. A, l-a luat, mă, bă, ce mă... Mă uitam la tensiune, nu o să mă uit la asta, să văd dacă mi-l dă. Ia zi, tu ești roaci, babușcă? Roaci, roaci. E bine, dar... Să luăm repede și care mai era următorul. 3-ul, 3-ul, 3-ul. 3-ul. Deci ne băgăm în colțul ăla unde e 2-ul. Unde l-am avut pe 2. Pe pietriș, exact în față aici. Opa. Ia-l ușor. Bă, dar nu știu de ce. Am impresia că am lag. Parcă nu merge atât de bine cum mă așteptam. Cum eram obișnuit, nu știu, să are niște probleme. O fi de la lag, de la hartă. Sper că nu mi-afectează felul în care înregistrez videoclipul cu vocea. Să fie delay, decalaj. 31, 30, 31, opa. 32, 31. Fac un fel de test ca să știu eu să verific. Mi-l dăm azi. De ce să ne facem o chestie asta să fie din cauza lacului? Că sigur e, am puțin lag. Îl văd eu pe ăsta cum se mișcă, cum se mișcă undița. Parcă să zic că nu funcționează cum ar trebui. Așa am impresia, dar nu știu de ce. Hai mă, de ce nu mi-l dă, mă? Așa, trebuia să strig eu. Băi, deci nu te cred. Iar crap. Crap comun, 9 kg, pentru 9 kg m-a ținut atât. Bun, reglajul repede, e pentru pietriș, de în față. Cât avem? 4, 7, mai avem 3. 3 șanse mai avem să luăm, da? Păi nu le luăm noi. 3, băgat exact acolo după babușcă.
A33. Așa, 2-1. Reglajul la 2. Pietriș. Cam atât, cred că e destul. Aruncăm și 2-ul. Băi, tot departe, mă, ai fa lângă 3. Văd că e gri ăla. Da, e gri. Deci pietrișul. Și 1. Hai și pun. 1 nu vrea să tragă nimic. Am păcălit de două ori. 1. Reglajul pentru pietriș. Hai să vedem dacă mă încadrez. Atât. Să dau și cu unul tot în colțul ăla. Și apoi să vedem dacă trag toate. Pietriș, mă, perfect! O lăsăm jos. Și încercăm să dăm și cu momeală. Tot acolo. Asta se duce mai tare. Mereu ui că trebuie să dau mai încet decât dau cu undița. Dar văd eu până acolo nu văd nimic. Mai trag. Nu văd unde a căzut. Ba da, o văd acum. E cam în zona aia unde e. Uite-mă că a luat-o. Las-o jos, 3. 3 și apoi să le ia 2 și apoi 1. Să le ia așa, exact cum le-am pus. Vine 2-ul următoarea. Care să... 2-ul? Băi, nu te cred, e 2-ul? E 2, mă, și apoi 1, nu? Le ia exact în ordinea care le-am băgat. Hai și cu 1. Hai, mă, și cu 1. Hai, mă, și cu 1. Și astea sunt 3. Dacă le iau pe toate 3, astea sunt. Astea sunt ultimii pești, astea sunt ultimele încercări. Să prind boss în 10 pești. Am vreo șansă să le iau pe ăsta până pleacă de la 2. Hai, mă. Îi dă mai greu, mă, aici. Nu știu ce se întâmplă cu ei. A luat-o și 1. Perfect. Perfect. Mi-l dă pe ăsta repede. A luat-o și 1, mă. Bă, dar în ordinea în care le-am băgat, cât de tare. Crap, n-am nevoie de crap. Dă repede 2-ul. 2-ul. Gata, mă, și astea sunt. Că n-am ce, n-am când să mai bag. Opa. Să mai bag iar pește. Pește, să mai bag iar undiță pe lac. Pentru că le-am scos pe toate. N-avem niciun pește bonus astăzi. Ori avem boss în astea două, ori nu mai avem. Să nu se verific dacă mi-a băgat ca pești pierduți. Pe aia doi care au fost pierduți că nu aveam undiță în mână. Hai că-l ia. Dă-l repede, dă-l repede că vreau să ajung la 1. Hai azi. Nu e, mă, boss nici asta. Că nu mi-l dă ușor să fie babușc. Uf, 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 nici azi, mă. Nici o șansă. Cred că o să încerc pe echipamentul ăsta. Pe mai multe lacuri. Nu mai mă bag numai pe un singur lac. Hai că mi l-a dat până la urmă. O să încerc pe unul într-un episod, pe unul într-un episod. Hai, mă. Hai, mă. Ultimul pește ăsta, ori e boss. Ori nu e boss. Bine, boss. Ori e un boss din ultimii doi. Ori nu e. Posibil să fie boss, dar nu din aia care am vrut eu să-l prind. Nu din aia din care am vrut eu să-l prind, ultimii doi. Nu, e boss, că mă ține, îl ia greu. Cât, mă, 18 minute am până acum? Pe lac? 18 minute reale. În 18 minute abia, uite, ăsta-i al 10-lea. A spune că e boss ăsta, dar sigur nu e. Nu e babușcă, mă, păi nu mă ține babușcă atâta. N-are cum să mă țină babușcă atâta, e... Care era ăla, mă, care venea des rău? Cum le mai ziceam, mă? Nu fat boy. Fat boy ăla maro. Care mai era, mă? Q-U-T-T-S, parcă. Mai era așa la. Rețin bine numele. Nu, ăsta e clar. Băi, deci măcar iau boss în 10 pești. Primii 10 pești. Dacă e boss. Și nu mă păcălesc chiar singur că e boss și doar e unul mare și atât. Au obosit cam repede, nu știu. Nu știu ce să zic dacă mai e boss.
Cam repede vine acum spre margine. Ia mi-l dă imediat cum a ajuns. Mi l-a dat imediat, nu mai e boss. Nu mai e boss, e mare, oricum peste 15 kg, nu? Nu știu ce să zic dacă e mare. Ce am luat, mă, nu ai craft și o babușcă azi? A, și o plătică. 12 kg, nici măcar n-am avut dreptate. Unul mic, de ce m-a ținut mă atâta cu el? Ce s-a încordat firul pentru ăsta micu. Da, nimic important. 10 pești și atât. Am pierdut timpul și pe la acolo ăsta azi. Ce mai primim noi reglate pe aici? Mumelile și acele degeaba. Pentru lacul ăsta degeaba, parcă e imposibil să-l prins, mă. Vine să verific repede. 29, 320, deci nu te cred! Nu te cred, îi bagă și dacă nu-i prind. Pe cum să-l primă, ce vin am eu? Mușcă și pleacă. Deci îi bagă și dacă nu-i prind, bă. Nu cred, mă, că-mi face asta. Așa face și la boss. Deci când e boss, posibil să mi-l bage... Aolo, strigă ăștia pe drum cu varza lor. Posibil să fi prins și pe microfon. Hai la varză, fi varza să vă fie. Că m-ați disperat cu varza asta. 320 cu 29. Da, hai că vedem în episodul următor ce noroc am pe un alt lac. E destul, m-am chinuit și azi degeaba. Ne vedem mâine, pa!